Prima medaliată cu aur la campionatele naționale de atletism în sală pentru juniori 1, ediția 49, a fost Georgiana Ciurea. Sportiva legitimată la liceul cu program sportiv din Câmpul Lung a câștigat concursul de pentatlon. Cu un total de 3.297 de puncte, atleta l-a devansat pe Ioana Emilia Colibășanu din Constanța și Carmen Ioana Diac din Bacău. La finalul celor 5 probe, 60 de metri garduri, înălțime, greutate, lungime și 800 de metri, Georgiana Ciurea s-a declarat extrem de încântată de medalia de aur obținută la campionatele naționale de atletism în sală. Un alt sportiv legitimat al LPS Câmpul Lung, Ionuț Iordache, a cucerit și el medalia de aur în proba de heptatlon.